Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea. Bucătărește cu Rodica. Ce gătiți bun, gospodinelor, gospodarilor. Eu astăzi am avut poftă de eclere. Și m-am gândit cum să fac eclere și să le decorez cu glazură efect oglindă. Așa că, dragii mei, haideți să începem rețeta, să vedeți cum am făcut aceste eclere. Și vom începe cu cojile. Pentru coj vom avea nevoie de 100 ml apă, 100 ml lapte, 100 de grame de unt și un praf de sare. Lăsăm să ajungă la punctul de fierbere, după care oprim focul și adăugăm 180 de grame de făină și amestecăm. Vom amesteca până devine un aluat compact. Aluatul este gata, îl vom lua de pe foc, eu îl voi transfera într-un bol mai mare și îl voi lăsa să se răcească. După ce s-a răcit, vom adăuga 4 ouă, unul câte unul, și amestecăm. Aluatul nostru este gata. Acum vom face mini-eclerele, așa cum vedeți că procedez eu, în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Preîncălziți cuptorul la 180 de grade Celsius, vom nivela capetele cu degetul umezit în apă, după care le vom coace 20-25 de minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Primele noastre coși sunt gata, le vom scoate pe un grătar și vom continua până vom termina tot aluatul. Coșile noastre de eclere, de mini eclere, sunt gata, acum le vom găuri. Eu le voi găuri cu ajutorul unei foarfece. După ce le vom găuri, le vom da deoparte și vom pregăti crema. Pentru cremă vom avea nevoie de 250 de grame brânză Philadelphia, două linguri sos de caramel și amestecăm. O linguriță cafeanes fără cofeină, amestecăm. Mai adăugăm două linguri de xilitol sau zahăr normal și amestecăm. Și ultimul ingredient vom adăuga 300 ml de frișcă lichidă rece. Și mixăm. Este foarte important să fie frișca rece. și crema pentru umplutură este gata. Această cremă o puteți folosi și la torturi. Vom mai avea nevoie și de 300 de grame de nucă prăjită. Dăm nuca deoparte și vom face un ganaj de ciocolată. Pentru ganaj vom avea nevoie de 100 de grame de ciocolată neagră cu 54% cacao și 100 ml frișcă lichidă fierbinte. Amestecăm să se topiască bine ciocolata. După care vom acoperi bolul și îl vom lăsa să se răcească foarte bine la temperatura camerei. Nu este nevoie să o dați la frigider. Și în sfârșit vom umple eclerele, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Și deasupra vom pune ganajul. Așa cum procedez eu. Și vom lipi jumătăți de nucă. La fel vom proceda și cu celelalte eclere. iar acum le vom da la congelator pentru două ore. Iar acum voi decora câteva cu glazură efect oglindă neagră. Linkul cu rețeta la glazura efect oglindă o voi lăsa în cutia cu informații sub video. Iar acum câteva le voi decora cu purpurină aurie comestibilă. Și câteva le voi lăsa așa cum sunt. Dar cum vă spun întotdeauna, decorul este la alegerea voastră. Puteți să le decorați cum doriți, fiecare. Și voilà, eclerele noastre sunt gata. Este o rețetă foarte bună, merită să o încercați. Ideea cu glazura efect oglindă mi s-a părut super ok. Deci, spor la treabă! Și dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Pa, pa!